Începând cu data de 2 iunie se pot vaccina împotriva COVID-19 copiii cu vârsta de 12 ani. Platforma de programare a fost optimizată și permite programarea copiilor cu vârsta de 12 ani și peste prin contul părinților. Schema de vaccinare și modalitățile de programare sunt la fel ca la populația adultă. Este obligatorie însă acordarea consimțământului informat de către părinți sau de către tutorele legal. Vaccinul autorizat pentru copiii cu vârsta de 12 ani este produs de Pfizer. Datele care reies din studiile efectuate arată un profil de siguranță și o tolerabilitate foarte bună, iar eficacitatea a fost maximală. În grupul copiilor care au fost vaccinați nu s-au înregistrat cazuri de COVID-19 comparativ cu lotul copiilor nevaccinați. La nivelul județului călăraș, conform informațiilor transmise de Camelia Truică, medic primar epidemiolog în cadrul DSP călăraș, în prima zi în care cei cu vârsta sub 16 ani s-au putut vaccina împotriva COVID-19, au fost imunizați 9 copii.